Bună seara, dragi prieteni! Astăzi, 29 martie, suntem în satul Pâșca, comuna Berzunți, pentru a-l sărbători pe Emil, care împlinește o frumoasă vârstă. Surpriză din partea fraților săi. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Emil! Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Emil să trăiască, Emil să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, Emil, să fii sănătos. Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și în această zi specială, în această zi minunată. Păi, mi-a făcut așa de da, păi așa sunt. Cineva care te iubește foarte mult ne-a trimis la tine cu această surpriză și cu aceste cadouri. Cine crezi că ne-a trimis? Te-a luat pe surprindere? O să afli un pic mai târziu. Te rog să iei tortul. Și avem și aici ceva pentru tine. O să lăsăm aici, pe lângă toate aceste cadouri, Emil. Avem o melodie însoțită de un mesaj. Și atunci când o să le asculți, o să-ți dai seama exact cine ne-a trimis. Să duce spune cuvintele astea frumoase, așa cum s-a anunțat. Doamne, lumea nu mă înțelege bine, ce sunt frații pentru mine, de la cer până la pământ. Oh, că toată averea mea ei sunt. Mie, Doamne, ce vrei, dar lasă-i pe frații mei, de la cer până la pământ, toată averea mea este, toată averea mea este. La noi nu rezistă și de iubirea de frați este revisă. Fericirea mea găsesc lângă frații mei. Nu pot să mă liniștesc cât mă cer cu ei. Am noroc de supărare. La noi nu rezistă și de iubirea de frați este revisă. Thank you.
frumos pentru tine. Dragul nostru, astăzi este zi de sărbătoare pentru noi, este ziua ta de naștere. Cât de frumos e să spunem cuvântul frate. Îți dorim multă fericire în viață, toate visele tale să devină realitate și să nu uiți că noi, frații tăi, poți găsi mereu sprijin și adevărat ajutor. La mulți ani, iubitul nostru frate. Surpriza din partea fratelui Ionuț, cumnata Rebecca, nașii Laurențiu și Maria, nepoții Lorena și Alex. Dacă doresc să le transmiți ceva... Vă mulțumesc, mi-a făcut o surpriză care nici nu mi-am așteptat niciodată. Am văzut că ai fost foarte surprins să ne vezi la ceas de seară. De ce se numește surpriză? Corect. Păi nu cred că te mai așteptai să vină cineva la tine. Nu, dar mi-a zis să nu-i spui mamă cu să-l surprinzi. Da, normal. Și nici nu mi-ai zis că ești tu, adică noi așteptam să mă uimim. Dacă eu nu știam. Mai e un domnibil aici. Exact cu tine, toate vremea, să fii sănătoși. La mulți ani și din partea noastră. Multă fericire, bucurie, să iubești și să fii iubit. Mulțumesc. La mulți ani! Mulțumesc și... Vă doresc sănătate și bucurie! Vă mulțumim și noi!